prieteni, astăzi sunt alături de prietenul meu Cezar. Astăzi o să facem un vlog cu Clash Royale. În episodul acesta o să jucăm Clash Royale. Nu uitați să vă abonați la Max Garner. Dacă voi credeți că el a ajuns singur la Arena 5, vă înșelați amarnic. Noi doi am trecut Arena 5. Noi amândoi, uitați-vă, Arena 5 și l-am ajutat să treacă Arena 2. El a trecut singur Arena 3, bravo lui. L-am adus eu la Arena 4, de la Arena 4 azi la 11 noaptea. L-am dus aici, el mă la ora 2. La 12 noaptea. La 11. Astăzi, hai să deschidem un free chest. Da, nebușca. Poate o să ne pice ceva bun, poate nu. Două gemuri, super. Un Kenar. Kenar. Un Furnace. O, de când aveam cartea asta, e gheam ajuns la Vom pune pauză pe video. Vom pune o mică pauză. Și a revenit pe o pauză. Păi, Furnace-ul, mai am jucat, uite cu ce deck am ajuns. De la Arena 4 până la Arena 5. Și astăzi o să punem la întâlnirea, o să schimbăm o carte mai bună. Noi cu decul ăsta mereu am pierdut. Ok, miner codul. La level 2 cu ăsta am ajuns până la 350 de trofee, dar cu ăsta am câștigat. Și vă schimbam cartea în sfârșit. Furnace care face... Fire Spirit. Fire Spirit și e foarte popular, nu știu dacă voi știți. Sunt unii care sunt la Arena 9, la plus. Ok? Eu voi juca un meci. Prumai, eu voi juca unul. Aha, are frizul imposibil ăsta. E foarte super să joci Clash Royale, nu știu dacă vă place. Noi însă... Ai spus să... Da, să apăsați butonul de like, vă rog. Și să vă abonați la Max Gamer, nu vă abonați la Plavulos, please. Ok, cred că mai mult ați văzut videourile mele de Clash. Poate mulți videourile mele de capturează laptele. Poate mulți oameni să joacă Clash. Poate l-ați întâlnit și pe Rafael, poate se joacă și el Clash Royale. Dar acum să-l ajung de numă, vreau să mă fac 1000 de trofee și ajung la Arena a 6-a. Și voi ajunge la Arena 6-a. 300 vrei să spun. Deci voi ajunge la Arena 6 și o fi foarte. O să voi fac vloguri în continuare. Bun, am revenit, am discutat ceva repede. E pe jur, băgăm noi foarte su. Mie prima oară mi-a picat fire spiritul, dar... N-a avut noroc, bățan! Băgăm bombor, băgăm arcerii, nebunii curate. Poate știți pe băiatul meu de lângă. El care e cu 4 ani mai mare ca tine. Și el tot are Clash Royale. Arena 8. Și poate primiți episoade de lui de Clash Royale. Mulți cred că sunt arena mai mică, dar postezi pe un cod mai micuț, așa că... are frizul. Știți, acum și eu voi juca un meci, eu l-a juc pe prietenul meu. Ce dracu, eu te-am adus de la Arena 4 la Arena nu știu câta. De la Arena 1, de la Arena 0 te-am dus la Arena 1, apoi la Arena 2, tu te-ai dus în la Arena 3. Eu te-am dus la Arena 4. Băi, eu m-am dus la Arena 2 pentru că tu m-ai dus la Arena 3. Eu m-am dus la Arena 2 și la Arena 3, tu m-ai dus la Arena 4. Da, și la Arena 5 azi noapte. Ok, mai băgăm un Furnace. Lupta de Furnace, se zice. Challenge Furnace, se zice. E foarte popular, tot aproape se joacă Clash Royale. Da, termină Clash, concentrează-te pe joc. Avem doi Wizard în cămară. Knight-ul. Wizard? Da, Knight-ul. Băgăm ăsta, el are 4 ani. Ok. Asta are 6 ani, eu am 10, oricât am. Stai. Cezar are 9 ani, poate știți că e mai mare decât mine. O să dea ori, cu 4 ani mai mare decât mine. Cu 4 ani mai mare decât mine, dar asta a terminat meciul, acum și voi juca eu un meci. Și apoi vom pune pauză pe video să jucăm un Gangster Vegas. Și pe urmă o să ieșim, dar... Hai, puneți pauză până ce intră vlăduța asta în joc.
Și are... Ok, am revenit. Suntem la are arena. A nimerit cu unul care are Inferno. El își dorește tare mult o legendară. Dacă o să am legendară, e prima mea legendară. Revenim în scurt timp. Mi-a să am pus pauză tot timpul. Stai. Mă scuzați, mania, că am sfădit pe Cilea și... Dar ce-ai promis dacă te aduc la Renuță? Da. După cum vedeți, avem un om foarte tocelar, parcă e... Nu știu cum se spune tocelarul, bacaran. Da, ăsta e Gangster Vegas-ul meu, așa că... El am parcar ciocă ăsta, ce dracu. E dracu. Deci el a scos pe Gangster Vegas. Da, eu ți l-am dat. Ok. Noi să luăm din mașinile noastre, cred că ne vom lua niște bănuți. Noi vom lua mașina noastră preferată, cea banană. Da, cea asta mașină din banană. Vom lua Jiguliu de poliție. Bă, ce baci? Vom lua Jiguliu de poliție. Vom lua o motoscârță. O luăm o motoscârță și o să plecăm. La drum și eu. Și data viitoare când vorbești pe un pariu să te gândești mai întâi, ok? Ok, dar cum joc și eu, uitat? Nu, este spus. După episod, ok? Bă, că ăsta nu și-a prins bine piciorul caracterul, așa. Uiii! Uite ăsta se leagănă. Nu știu, nu știu cum se leagă. Păi, ok, noi ne-am cam pierdut. Cei care nu au văzut chestia asta, spună pauză pe video, că se vedeau motociclete care n-aveau. What the fuck is this? Oh my god, ok. Ok, era pe aproape și să pălească și el. Da. Acum joci ca și un video. Da, cu un alt joculeț. Acum poate vom instala și noi Minecraft unde asta. Și vom face cu un vlog dacă vom instala Minecraft și voi juca eu. Și poate vom încerca să facem un comand cu Ben Friendly. Da. Ca poate ați primit episodul acela cu Irafael când a prezentat casa lui Franklin. O să ne străduim în Minecraft să o facem. Episodul ăla a fost cu un an în urmă. Da, nu știu cine-l știe, dar... Cine știe? Ok. Cine știe să pune pauză la video. Ok. Ok. Ne ducem acum și... Căutăm extraterestri. Ok, nu știu ce mi-am luat motoscârța asta. Fira dracului, era o mașină șmecheră. Ok, eu cad mașine șmechere. Ok, pentru că eu cezar, nu chiar... Te dur. Eu nu știu de când știu joaca asta, dar... De când aveai 3 ani. La 3 ani ți-am prins tot. Da. Sunt foarte interesant. Da, înainte nu se vedeau luminile, așa că... Acum se văd! Ok, eu încerc să stau cât mai mult pe o roată. Asta e cam dificil. Așa că... Da, cam greu. Sper să vă abonați la MaxGamer, link-ul aveți în descriere. Așa se cheamă episodul nostru, MaxGamer. Nu mai este. Începem video gamer, ok? Ok. Cam halatul nostru e cam cel. Să scrieți în comentarii ce caracter să luăm. Da, să scrieți chiar în comentarii ce caracter să luăm, să facem chestii. Da, și acum vom face cea mai mare boacănă. Vă cumpără ceva de 7 milioane de dolari. Poate vă pas de unde aveți atâția bani pentru tot. Că am muncit 4 ani. 4 ani am muncit să facem toți banii ăștia. Că tare eu am mult am muncit. Flip! Vezi că știu bine joca.
Ok. Trebuie să poți să oprim noi la coziu. Suntem în doi. După aia, după ce... Ok. Cred că să fac eu nebunit cu roată să cheltuim atâția bani. Prietenul el mi-a dat mie să conduc un avion. 7 milioane și spun. Ok. Ok. Așteaptă. Că după ce am încheiat video. Păi el nu prea știe controlele la Hydra ăsta, așa că o să-l învăț puțin. Păi, ce mă controle? Cum să pui să zbori așa cu foc? Deci asta așa, așa, așa. Ai înțeles acum? Da, știu. Ok. Așa, hai conduc. Azi zi-mi cât de bine poate conduce. Ce mă conduce așa? Pagă. Nu vezi că nu știi controle. Păi cam acesta a fost video. Doriți, scrieți în comentarii ce jocuri să mai testăm. Acum și o să te duc Minecraft. Dacă o să duc în comentarii. Păi, ok, la revedere. Ok, a fost asta, a fost clipul în descriere. Și...